De parte este reprezentantul Ministerului Agriculturii care ne spune în acest moment exact cum se întâmplă implementarea acestui program în România și ce modificări sunt pregătite. E vorba de domnul Viorel Morărescu, care este director în Ministerul Agriculturii. Bună ziua, domnule Morărescu. Ce ne așteaptă din perspectiva acestui program? Ce se întâmplă cu el? Cum va continua? Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Felicit organizatorii pentru această temă pe care o dezbatem astăzi. Dacă este și domnul președinte Cojocaru, cred că dânsul a pus tema acestei întâlniri lapte și carte. Pentru că normal trebuia programul pentru școli în România și carte, zic eu. Dacă îmi permiteți, organizatorul EduPedu, partener de nădejde, cred că a pus acest titlu foarte inspirat. Da, ok. Eu aș avea o abordare optimistă legat de acest program, în sensul că acest program este în derulare în România și ca orice proiect, ca orice program care funcționează cum ne dorim cu toții să funcționeze bine și foarte bine, nu totdeauna lucrurile merg la fel de bine, dar cred că atunci când discutăm anumite proiecte, anumite programe, ne așezăm cu toții la masă, identificăm problemele cu care ne confruntăm, le mapăm, le prioritizăm, începem să și rezolvăm din problemele respective, în așa fel încât să nu îngropăm un program care este un program reglementat de la nivelul Uniunii Europene prin regulament european și legislația națională care ajută ca acest program să-și atingă scop. Așa cum a spus și antivorbitorului mei, cred că acest program, pe de o parte, a rezolvat o problemă socială și educațională, zic eu, în sensul că, cum spunea domnul senator Dâncu, a redus numărul abandonului școlar, ceea ce este un lucru foarte bun. Cred că, așa cum am spus, ca orice program poate fi îmbunătățit. Apreciez cuvintele frumoase spuse de domnul președinte Cojocaru la adresa Ministerului Șapia, pentru că în urma auditului, chiar dacă s-au identificat o serie de probleme, APIA prin și Ministerul Agriculturii în principal și cu celelalte ministere, dar APIA face partea de monitorizare și plăți în cadrul acestui program și responsabilitatea este în cea mai mare măsură a lor. Ministerul Agriculturii are componenta de reglementare și în ultima perioadă noi am reușit să trimitem un punctaj către auditul Comisiei Europene cu anumite angajamente și deja în cadrul Ministerului Agriculturii avem grupuri de lucru împreună și cu domnul președinte Cojocaru și mulțumim pentru și îi mulțumesc pe această cale și pentru implicare și încercăm să rezolvăm aceste probleme. Pe de o parte, am venit cu o serie întreagă de îmbunătățiri în hotărârea de guvern, ținând cont și de pandemie și de problemele și de cursurile elevilor atât cu prezență fizică și online și a fost o serie întreagă de reglementări în cadrul hotărârii de guvern care acum a obținut destul de multe avize de la multe ministere, este la Ministerul Finanțelor și ultimul minister este Ministerul Justiției. Sperăm ca săptămâna viitoare să poată să intre în ședința de guvern. Ne-ați putea spune două, trei modificări sau ce anume se schimbă? Sunt chestiuni tehnice sau sunt chestiuni despre care trebuie să știe și elevii, părinții, producătorii? Păi, una din modificări, redistribuirea disponibilului de produse contractate și nedistribuite în situația suspendării cursurilor orientării de învățământ preuniversitar către organizații umanitare, unități sanitare, asistență socială, îngrijire și asistență medico-socială. Actul normativ este și pe site-ul Ministerului pentru consultare publică, poate fi analizat și în cazul în care sunt îmbunătățiri, cu mare drag le putem prelua dacă sunt pertinente. Pe de altă parte, noi
lucrăm într-un grup de lucru pentru modificarea procedurilor de achiziții și aici s-a discutat și de componenta calitate versus preț. Cred că foarte important este ca pe viitor să punem accent pe calitate și aici cred că ar fi, și aici, din punctul nostru de vedere, calitatea va avea o componentă, un procent dominant în detrimentul, să zicem, prețului. Să introducem produsele de calitate și aici mă refer la DOPIE, PSPG, produse ecologice care să obțină un punctaj major, să venim cu lanțul scurt de aprovizionare și aici mă refer la achiziții în cadrul UAT-urilor sau și în cadrul UAT-urilor în afară de consiliile județene. Care a fost propunerea pentru componenta de calitate? Cât să fie în prețul de în achiziție? Cât să conteze? Că a spus că dominant. Sunt discuții, dar discuțiile sunt pe 60 cu 40. Mulțumesc. La modul ăsta. Bun. Pe de altă parte, cred că componenta educațională este foarte importantă vis-a-vis de o alimentație sănătoasă. O alimentație sănătoasă e componenta calității vieții. Și aici s-a pus problema învățării sau instruirii părinților vis-a-vis de o alimentație sănătoasă. Putem vorbi și de acest lucru, dar cred că am putea vorbi și de instruirea elevilor ca elevii copii să determine părinții să consume alimente sănătoase. Putem vorbi și invers, pentru că s-ar putea să prindă mai bine lucrul ăsta. Pe de altă parte, eu cred că pe lângă partea de prezentări, de discuții cu elevii vis-a-vis de componenta educațională, cred că ar trebui ca acești copii să meargă să vadă și anumite ferme, fie că vorbim de ferme pomicole, legumicole, de procesare, concursuri tematice, degustări de alimente de calitate și alte lucruri care ar putea să îi ajute și să îi atragă. Cred că am putea vorbi și de niște proiecte model, exemple de bune practici. Adică putem identifica la nivelul UAT-urilor și școlilor în principal anumite proceduri și anumite modalități de funcționare pozitive a acestui program și aceste lucruri să le prezentăm ca fiind programe de succes care să poată fi multiplicate și de ceilalți. Exemplu de bune practici, dacă pot spune așa. Mă auziți? Sigur, 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 vă auzim. Cred că împreună putem să facem lucrurile să funcționeze mai bine. Mai bine. Nu de una zi am fost în teritoriu și am văzut o plantație, vă dau un exemplu, de măr, vreo 50 de hectare, ecologic. Și respectiv nu avea unde să-și vândă merele. Eu cred că merele ar putea să meargă în județul respectiv, în localitatea respectivă, pentru că, pe de o parte, sunt de calitate, vorbim de lanțul scurt de aprovizionare, de sprijinul pe care putem să-l oferim fermierilor din zona respectivă să-și valorifice producția și de aici putem vorbi și de o dezvoltare a comunității și de atragerea tinerilor către zona rurală unde să înceapă o activitate agricolă în condițiile în care știe că poate să-și valorifice producția în cazul de față pe anumite produse în cadrul acestui program la școlile din județul sau din localitatea respectivă. Vreau să vă mai întreb dacă tot ne dați exemple de bună practică, dacă s-a pus problema revenirii la 5 porții de lapte față de 3 câte sunt acum. Sunt discuții pe tema asta, nu s-a luat o decizie, nu vreau să spun lucruri pe care nu sunt asumate de către minister și de către celelalte ministere cu care colaborăm pentru elaborarea unor, să zicem, astfel de componente.
Și o chestiune pe care aș vrea să o verific, pentru că v-am întrebat, mi-a spus 60-40, e vorba de 60% să conteze prețul și 40% calitatea sau 60% Invers. calitatea și... Invers. De 60% calitatea și 40% prețul. Da. Pentru cei care ne ascultă, trebuie să știm că în acest moment e vorba despre o alocare de 0,88 de bani pentru o porție de lapte. Sunt doar două porții pe săptămână plus un produs lactat. Asta înseamnă că în două zile pe săptămână copiii primesc doar cornul, nu și laptele. Și de asta am spus despre acest lucru. Bun, licitațiile acestea se vor desfășura, lucrați deja la licitația pentru anul viitor, pentru că știm că la licitație, la programul pentru anul viitor. Există un grup de lucru pe acest subiect. Noi avem un calendar pe care trebuie să-l urmărim, în sensul că săptămâna viitoare avem întâlniri cu ANAP-ul, și avem un calendar până când trebuie să finalizăm aceste discuții. Ce spune calendarul? Până când trebuie să la modul general al acestui program. Și până când trebuie finalizat ca să poată fi gata autoritățile locale să cumpere aceste produse pentru ca ele să ajungă în prima zi de școală anul viitor pe băncile elevilor? Oricum, până la sfârșitul anului, sigur. Deci anul acesta ar trebui să aveți toată documentația gata. Sigur, sigur. Am înțeles. Bun, noi urmărim ce se va întâmpla. Să facem ca lucrurile să funcționeze mai bine decât au funcționat până acum. Repede nu înseamnă și prost. Poate să... Cred că avem deja experiența acumulată. În care lucrăm zilnic pe anumite proiecte și în condițiile în care ne-am asumat și anumite termene de implementare.